22 de judecători și 2 procurori și-au depus candidatura pentru cele 6 posturi scoase la concurs de secția penală a Înaltei Curții de Casație și Justiție, iar alți 6 judecători candidează pentru un post vacant la secția 1 civilă, informează CSM. Potrivit listei publicate de info.csm.ro pentru secția penală a Înaltei Curții de Casație și Justiție, printre candidați se numără și președintele Tribunalului Gorj, Florin Encescu. Președintele Tribunalului Gorj a refuzat să facă declarații cu privire la această candidatură, motivând că este o chestiune mult prea personală. Din cei 21 de contracandidați ai președintelui Tribunalului Gorj, 18 sunt de la Curtea de Apel București, ceilalți de la Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Timișoara, Tribunalul Brașov sau Curtea de Apel Bacău. Lista finală a candidaturilor va fi făcută publică în data de 4 noiembrie 2011.